Salut, prieten! Vă spune Justin Gafiuc din Kashima. Mă aflu la Kashima Soccer Stadium, arena pe care echipa națională Under-23 a României își va începe aventura olimpică pe 22 iulie împotriva Hondurasului, un adversar quasi necunoscut, o echipă care a terminat însă pe locul 4 la ediția precedentă a Jocurilor Olimpice. Este stadionul pe care la Cupa Mondială din 2002 s-au desfășurat 3 partide, între care un interesant Italia-Croația 1-2 și de asemenea un Argentina-Nigeria 1-0. Aici este casa clubului Kashima Antlers, cel mai de succes club japonez de la înființarea J-League la începutul anilor 90. Este vorba despre Liga Profesionistă Japoneză. 7 titluri naționale și 3 cupe naționale se află în palmaresul celor de la Kashima Antlers, un club care a fost pus pe harta fotbalului nipon, pe harta fotbalului asiatic, de cel a cărui statuie se află aici, lângă mine. Este vorba despre brazilianul Zico, un nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Zico a evoluat aici 3 sezoane la începutul anilor 90, a fost suficient însă să devină un idol și să devină omul în jurul căruia și acum se învârte întreaga istoria clubului Kashima Antlers. Cu siguranță, pe 22 iulie ne-am fi dorit cu toții ca pe această arenă să fluture steagul tricolor, ne-am fi dorit ca pe această arenă să fie mulți suporteri români. Din păcate, nu se va putea întâmpla așa. Expansiunea COVID, după cum știți, a obligat pe organizatori să închidă porțile tuturor arenelor olimpice. Prin urmare, România-Honduras pe 22 iulie se va disputa de asemenea cu porțile închise. Sperăm însă ca tricolorii să obțină o victorie și să pornească pe drumul olimpic cu dreptul, cu o victorie împotriva Hondurasului, astfel încât să abordăm apoi cu optimism următoarele 2 partide din grupă, cu Coreea de Sud și cu Noua Zeelandă. Până atunci însă, hai România! Justin Gafiuc vă salută din Kashima!